Această boală nu are vaccin pentru animale, deci este o boală care este fără vaccin, fără tratament. Este extrem de agresivă. Important este că ea nu afectează sănătatea omului. Deci asta este primul lucru care trebuie să-l transmitem populației, să înțeleagă că această boală nu are un efect asupra omului. În al doilea rând, pentru a limita răspândirea ei, este necesară și extrem de necesară, de fapt, colaborarea populației. Asta înseamnă toate măsurile care se impun, fie că sunt măsuri de a ucide porcii domestici dintr-o zonă afectată, fie alte măsuri de dezinfecție, de prevenire, sunt extrem de importante astfel încât această boală să nu se răspândească. S-au confruntat unii prefecți și unii colegi din unele județe cu refuz total de a-i lăsa să intervină. Faptul că nu intervin în astfel de focare înseamnă că această boală se răspândește și în alte zone ale țării și continuă să se răspândească. Deci oprirea ei depinde de măsurile care se iau și de colaborarea populației. Faptul că se despăgubește este un lucru care a fost anunțat și înainte și acum a fost reiterat de domnul președinte și acest lucru este important să înțeleagă omul că n-are de ce, dacă porcul este bolnav, să-l sacrifice și după care în mod ascuns să-l ducă într-o altă zonă să-l vândă, pentru că așa se transmite boala. Mai degrabă îl anunță, primește despăgubirea și lasă autoritățile să rezolve situația la fața locului, astfel încât să fie prevenită răspândirea bolii. Deci aceste mesaje urmează să facă parte dintr-o campanie intensă, care va fi derulată și cu implicarea Departamentului pentru Situații de Urgență prin toate mijloacele și a celorlalte autorități care sunt implicate, și local și național. Iar aceste mesaje urmează să fie transmise pe toate căile posibile, inclusiv prin primar, prin biserici, la sate și prin toate mijloacele, astfel încât oamenii să înțeleagă ce înseamnă această boală, să-i se explice și să-i se explice că nu pierd nimic dacă anunță că un porc este bolnav, pentru că ei vor primi despăgubirea care este alocată lor și cu care Ministerul Finanțelor este de acord și urmează să fie emisă la fiecare animal, care, la fiecare porc care este sacrificat. Deci asta cred că este mesajul cel mai important. Colaborarea este cea mai importantă soluție pentru a opri răspândirea. Ministerul Apărării Naționale a participat în cadrul ședinței acum prin domnul ministru Mihai Fifor, și decizia este că vor asigura o funcție de sprijin exact în conformitate cu hotărârea de guvern 577 din 2016. Deci ei vor asigura funcții de sprijin la solicitarea prefecțiilor. Dacă va fi nevoie, exact.